Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și călărașilor, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor localității Șoldanu. Ierarhul a sfințit lucrările exterioare și pictura Bisericii Sfântul Gheorghe, moment ce a însemnat o încununare a eforturilor depuse în ultimii ani de Părintele Paroh împreună cu autoritățile locale. În continuare, preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Parohială și a explicat cuvintele Mântuitorului, tinere, ție -ți zic, Sfânta noastră biserică Adesează un îndemn fierbinte, un îndemn puternic tuturor tinerilor, care mulți dintre ei nu vor să audă de Hristos, de învățătura Lui. Sau, dacă au auzit de Hristos, merg pe o cale paralelă cu calea vieții. Și calea paralelă căi vieții e, de fapt, Calea morții, calea spre prăpastie, spre prăbușire. Și tot ceea ce este în jurul nostru nu i decât un îndemn la pornirea pe această cale largă a păcatului, a desfrânării, a minciunii, a tuturor păcatelor care nu fac decât să ucidă atât trupul cât și sufletul. Preasfințitul Părinte Vincențiu a acordat la finalul slujbei distinții de vrednicie celor care s-au implicat în lucrările realizate. Părintele paroh Răzvan Vasile Dulceaza a fost hirotesit econom stavrofor, iar părintele coslujitor Ionuț Maldeș a fost hirotesit econom. Ierarhul a mai acordat primarului Iulian Giambașu crucea sloboziei în grad de cavaler pentru implicarea și ajutorarea comunității parohiale. După Sfânta Liturghie a fost săvârșit parastasul pentru ctitorii, slujitorii și binefăcătorii bisericii parohiale trecuți la Domnul.